Salut! În clipul de astăzi o să discutăm despre cum să identifici corect eroarea dintr-o definiție sau, mai bine zis, cum să rezolvi ultimul subiect, cel cu definiția, prima parte. O să fie trei părți în clipul de azi. În prima parte o să recapitulăm foarte pe scurt regulile definiției sau erorile în definiție. Doar le recapitulăm. Dacă vrei să afli ceva mai mult despre ele, este un clip în care le-am prezentat în detaliu. În a doua parte o să vedem cum putem formula niște întrebări pe care să le aplicăm pe fiecare definiție, să ne fie mai ușor în a identifica erorile. Iar în a treia parte o să luăm definiții de la examenul de BAC de astăvară, din toamnă și din testele propuse de minister, pentru a vedea cum putem identifica erorile folosind întrebările pe care le-am formulat. Bun, trecem la regulile definiției sau la erori. Prima este regula afirmării, care ne spune că o definiție trebuie să ne spună tot timpul ce este un termen, nu ce nu este termenul respectiv, adică trebuie să fie logică afirmativă. A doua definiție, regula circularității, adică ne spune că definitul nu trebuie să se regăsească în definitor, trebuie să evităm viciul circularității. Apoi regula clarității și a preciziei. O definiție nu trebuie să conțină figuri de stil sau exprimări în stil metaforic. Regula adecvării, adică definitului trebuie să-i corespundă întreg definitorul și invers. Nu trebuie să rămână resturi nici în definit, nici în definitor. O să avem apoi regula consistenței, de fapt ultima regulă, prin care ni se spune că o definiție nu trebuie să contrazică alte definiții care există deja sau alte afirmații pe care le acceptăm ca fiind adevărate. De obicei, această regulă nu prea o să apară în o secundă. Deci această regulă nu prea o să apară în subiectele de BAC, este foarte greu să o putem aplica. Să sperăm că nu o să apară. Bun, acum să trecem la formularea de întrebări. Pentru regula afirmării o să întrebăm dacă definiția respectivă conține o negație. Dacă o să conțină negație, știm clar ce regulă încalcă. Dacă nu, o să mergem mai departe la regula circularității, unde o să întrebăm dacă definitul se repetă în definitor. Dacă se întâmplă așa, știm ce regulă încalcă, dacă nu, mergem mai departe și o să avem regula clarității și a preciziei, adică întrebăm dacă e neclară, dacă e clar formulată, dacă e așa, știm ce regulă încalcă, dacă nu, mergem mai departe la regula adecvării, unde întrebăm dacă există identitate, adică dacă tot definitul e definitor și tot definitorul e definit sau dacă undeva există un rest. Știm că o definiție aici poate fi sau prea largă sau prea îngustă. Ca să nu complicăm lucrurile, am folosit expresia de rest, adică rămân părți sau în definiție, în definitor sau în definit. Bun. Și de dragul întrebării, la regula consistenței, dacă contrazice ce știu deja, nu ce știu eu, ci mai bine zis ce este acceptat ca fiind adevărat, dar v-am spus despre această regulă nu o să fie întrebări, sper din toată inima să nu fie întrebări, pentru că este foarte greu de aplicat această regulă. Ok, trecem la definiții. Examenul de BAC din vară, silogismul este forma ideală a raționamentului. Conține negație, nu conține negație, deci mergem mai departe. Se repetă definitul în definitor, silogismul nu se repetă în definitor, mergem mai departe. E neclară, are formulări metaforice și da, forma ideală este o formulare mai degrabă neclară decât una concretă. Nu putem pune identitate între o formă ideală și silogism, chiar dacă e a raționamentului forma respectivă. Deci, regula încălcată este regula
clarității și a preciziei. Mergem la bacul din toamnă, unde ne întrebau dacă este corectă definiția: tigrul este un animal carnivor. Conține negație definiția? Nu, nu găsim negație, ne-a, mergem mai departe, se repetă definitul, tigrul nu se repetă în animal carnivor. Mergem mai departe, este neclar formulată? Nu, animal carnivor este o formulare cât se poate declara. E identitate sau de rest? Păi, sunt toți tigri animale carnivore? Da, sunt. Toate animalele carnivore sunt tigri? Da, dar sunt și alte animale carnivore în afară de tigri, adică rămân carnivore care nu sunt tigri. Deci, avem un rest, să zic așa. Se încalcă definiția 4, mă rog, de regula adecvării în acest caz. Școala este instituția în care învață școlarii. Negație nu avem. Se repetă definitul în definitor. Școala este definitul, se repetă oare? Da, avem aici școlarii. Școală, școlari, este foarte clar, face parte din aceeași familie de cuvinte. Deci, definiția este circulară, definitul se repetă în definitor. Mergem la următoarea definiție. Geografia este știința care studiază formele de relief. Și ne întrebăm, conține negație? Se pare că nu. Se repetă definitul în definitor? Geografia nu se repetă. Mergem mai departe, este neclar formulată. Știința care studiază formele de relief nu are nimic neclar metaforic. Bun, și am ajuns la regula adecvării. Bun, studiază geografia formele de relief? Da, studiază doar formele de relief. Asta e tot ce studiază geografia? Nu, geografia studiază și fenomene ale naturii, geografia studiază și tipuri de economie ale statelor, studiază și clima, deci geografia studiază mai multe lucruri, adică avem un rest în ce studiază geografia, deci încalcă regula adecvării în acest caz, definiția dată. Delta este o formă de relief. Negație nu conține. Se repetă definitul în definitor, delta nu se repetă în formă de relief, formă de relief este clar, sau mă rog, o exprimare cât se poate declară, și mergem la identitate sau de rest. Este delta formă de relief? Este. Toate formele de relief sunt delte? Nu, sunt forme de relief care nu sunt delte, deci undeva avem un rest. Definiția nu este adecvată. Pictura este sinfonia culorilor. Evident că așa este, dar luăm pe rând. Conține negație? Nu conține negație. Se repetă definitul în definitor? Nu. Este neclar formulată? Sinfonia culorilor este evident o construcție mai degrabă literară, metaforică, decât una logică. Deci, încalcă regula clarității și a preciziei. Informaticianul este un specialist care lucrează într-o instituție publică. Nu conține negație, mergem mai departe. Informatician sau un cuvânt din familia lui de cuvinte nu se repetă, mergem mai departe. Nu este nimic neclar, specialist care lucrează într-o instituție publică este foarte clar formulat. Înseamnă că trebuie să fie o problemă de identitate sau de rest. Informaticianul este un specialist care lucrează într-o instituție publică, sunt și alți specialiști care lucrează într-o instituție publică în afară de informaticieni, da, deci există acolo un rest, la fel cum mai poate, dacă vreți, în cazul acestei definiții, să mai existe un rest și în definit, adică sunt și alți, informaticianul lucrează și în alte instituții decât în instituții publice. Oricum, între informatician și specialist care lucrează într-o instituție publică, nu este raport de identitate. Deci, regula încălcată este regula adecvării. Crizantema
este o floare colorată. Negație nu conține, se repetă definitul, nu se repetă, nu se repetă cuvântul crizantemă, este neclar formulată. Păi, floare colorată nu este nimic neclar. Sunt toate crizantemele flori colorate? Da. Sunt toate florile colorate crizanteme? Nu. Există și alte flori colorate în afară de crizanteme, deci iar avem un rest. Definiția încalcă regula adecvării. Cercul nu este nici pătrat, nici triunghi, nici romb. Conține negație? Da, conține negație. Din start, nu este. Mă rog, un circuit nu, dacă vreți negația totală este, nu este. Deci, conține negație, încalcă regula afirmării sau a definirii afirmative. Filozofia este arta artelor și știința științelor. Negație nu avem, definitul nu se repetă în definitor. Arta artelor și știința științelor, e clar, o definiție care încalcă regula clarității și a preciziei. Bun, acum nu știu dacă ar trebui aici să mai adaug ceva, dar o să adaug. Arta artelor se repetă artă, știința științelor se repetă știință, pe noi nu ne interesează pentru că arta artelor și știința științelor este definitorul. Așa. Definitul nostru este filozofia. Pe noi ne interesează filozofia să nu se repete în definitor și nu se repetă. Deci nu este o definiție care să încalce regula circularității. Bun, mergem mai departe. Reclama este sufletul comerțului, conține negație, nu avem negație, se repetă definitul în definitor, nu se repetă reclama sau un cuvânt din familia lui de cuvinte. Este neclar și precis formulată, păi sufletul comerțului, la fel ca și munca este brățară de aur sau ochii sunt oglinda sufletului, este o formulare metaforică, deci regula încălcată este regula clarității și a preciziei. Și da, aceasta este ultima definiție pe care am selectat-o. Sper că v-a fost de folos întrebările respective, evident că dacă vreți să vi le formulați în alt fel și dacă vă ajută mai mult felul vostru de a le formula în identificarea erorilor, este foarte bine. Ideea este să identificați eroarea. Despre cum se rezolvă a doua parte a subiectului, adică despre cum o să scriem în mod corect o definiție incorrectă, o să fac un clip în zilele care urmează. Succes!